2 ani, părinții Alexandrei fac naveta Hâncești-Chișinău doar ca să-i șlefuiască pasiunea micuței lor. Astăzi emoțiile o copleșesc, pentru că va evolua pe scena pe care doar a exersat până acum, dar pe care se visează o artistă mare. Ce rochiță frumoasă ai, Doamne! Ai, opa. Ia uite ce frumoasă ești! Tu ești cea mai frumoasă, știi de asta? Da? Da! Ești cine cea mai spus? Frumoasă, cine ți-a spus? Mămica! E adevărat, și încă cine? Și tăticu. Și tăticu, nu te-au mințit, și încă cine ți-a mai zis? Mulți. Alexandra, succes. Îți dorim succes. Hai, hai, zbori. Hai. Bună ziua. Cum te numești? Mă numesc Siverenco Alexandra. Dar tu știi că ești frumușică? Da. Cine ți-a spus? Mi-au spus mama și tata. Mama și tata, dar și băieții ăștia ți-au spus, da? Mircea și cu Adrian, da? Da. Păi ei au gust bun. Și ce faci tu? Voi dansa balet. Te rog. Foarte mult. Chiar din clipa în care ai apărut pe această scenă, eu deja eram absolut convins că ești un copil neobișnuit și ne vei arăta lucruri absolut impresionante. Uite, așa arată un copil talentat și vreau să o felicit pe profesoara sau coreografa care te-a pregătit. Este aici cu tine sau da. Nu? Da, ia să vină doamna coreografă. Felicitări! Azi va ieși tu un număr extraordinar. Felicitări amândurora. Bravo, Alexandra! Eu nu pot să spun nu unui talent și o să spun da, evident. Din partea mea, un mare... Eu vreau să spun că tu nu ești talentat. Eu vreau să spun că ești foarte talentat. Da! Succes pe data viitoare!